Primarul localității Lelești, Laurențiu Turcilă, își propune ca în anul 2023 să dea startul lucrărilor pentru care a obținut finanțare în anul care tocmai a trecut. În anul 2023 îmi propun să încep lucrările la unele proiecte pe care am reușit să le facem studii de fezabilitate, să obținem finanțări în anul 2022. Sper ca în anul 2023 să am șantiere mari în comuna Lelești. La capitolul lucrări, edilul a vorbit despre modernizarea drumurilor comunale și sătești din comuna Lelești și modernizarea sistemului de alimentare cu apă. De asemenea, pe PNRR a fost depus un proiect ce prevede reabilitarea școlii primare din satul Frătești. Într-adevăr, pentru anul acesta așteptăm să semnăm contractul de finanțare pe Anghel Salini. Avem două proiecte depuse și prinse în ordinul de ministru, și în anume modernizare drumuri comunale și sătești în comuna Lelești și modernizare în magazinare de apă și distribuție în comuna Lelești. Sunt două proiecte destul de mari, două proiecte care vor aduce un plus valoare comunei Lelești. Pe lângă acestea am mai depus și pe PNRR o reabilitare de școală primară în satul Frătești, care este în curs de evaluare. Am mai prins un proiect pe înființare centru de colectare cu aport voluntar pentru deșeuri inerte, tot prin PNRR, un proiect care deja am fost invitați pentru semnarea contractului de finanțare. Și totodată avem un proiect care deja am ținut licitația și urmează să semnăm contractul de lucrări pentru înființarea accese și rigole în satul Rasovița. Sunt niște proiecte destul de mari, proiecte care ne ajută să aducem la un standard de nivel european satele din comuna noastră.